Puteți să puneți câte o întrebare. Bună seara, domnul președinte. Sorina Matei, B1 TV. Bună seara. V-ați exprimat în această declarație de presă folosind sintagma niște penali. Aș vrea să vă întreb foarte specific cum definiți dumneavoastră această sintagmă niște penali. Vă referiți la persoane suspecte de anumite fapte penale? Vă referiți la persoane urmărite penal? Vă referiți la persoane inculpate? Sau la persoane condamnate definitiv? Pentru că, potrivit Constituției și legilor în vigoare, toate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Și în acest context, aș vrea să vă întreb când în perioada mandatului dumneavoastră, pentru că potrivit articolului 80, alineatul 2 din Constituție, spune că președintele României veghează la buna respectare a Constituției și a funcționării autorităților publice. Aș vrea să vă întreb, în ultimii 3 ani și 3 luni, de când sunteți președinte, când v-ați exercitat acest rol de mediere, veghind la buna respectare a Constituției, în condițiile în care procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție s-a constatat că a încălcat de 2 ori două decizii ale Curții Constituționale și când v-ați exercitat rolul de mediator între puterile statului, precum și între stat și societate, când vorbim de buna funcționare a sistemului judiciar? Mulțumesc. Asta a fost toată întrebarea? Da, o întrebare din două părți, cu penalii și cu rolul președintelui potrivit Constituției. Da, asta cu penalii am explicat-o de suficiente, ori nu este cazul să revin. Iar în chestiunea cu mediere ați atins un subiect foarte serios și care este foarte drag mie. De fiecare dată când apare o problemă publică, desigur, m-am implicat în felul în care am înțeles la momentul respectiv să fac medierea. Și mulțumesc. Cu penalii, domnul președinte. O întrebare, ați pus două și v-am răspuns la amândouă. Vă apreciez acest lucru, dar nu ați fost foarte specific. Cum definiți dumneavoastră această sintagmă niște penali? Inculpați, suspecți, urmăriți penal sau persoane condamnate definitiv? Pentru că toate beneficiază, domnule președinte, de prezumția de nevinovăție. Așa este. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Bună seara, domnule președinte. Denisa Pascu, România TV. Referindu-mă, în primul rând, la întrebarea colegei mele. Un pic mai tare, vă rog. Spuneați că v-ați exercitat acest drept de a media. În diverse ocazii în mandatul dumneavoastră, cum anume ați mediat în acest scandal din justiție între doamna Chioveși și cei între care există acest scandal și dacă dumneavoastră nu vedeți o problemă reală în acest moment la Direcția Națională Anticorupție, după apariția unor înregistrări extrem, extrem de grave care arată legături între procurori din DNA și penalii despre care faceți dumneavoastră vorbire în declarația dumneavoastră și chiar dacă ați spus de multe ori că nu luați în serios acele înregistrări, s-a dovedit că cele referitoare la procurorul Negulescu, spre exemplu, erau reale, nu erau făcături. Da. Justiția, după cum probabil vă amintiți, se înfăptuiește în sala de judecată. În această situație nu mă văd chemat să mediez între DNA și persoane inculpate. Nici nu este nevoie. În această speță, judecătorii își vor spune cuvântul, după care vom afla concluziile. Cu registrările? M-am exprimat destul de clar în prima parte. Cei doi factori importanți în această chestiune, ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, care a făcut o declarație mai devreme, și doamna Chioveși au fost chemați la Cotroceni la discuții, de exemplu.
De exemplu, cu domnul ministru al justiției voi avea în zilele următoare o discuție. Și cu doamna Chioveși? Nu simțiți dacă va nevoia? Fi nevoie, voi avea o discuție și cu doamna Chioveși. Și dacă tot va mai fi nevoie, posibil să avem o discuție și în trei. Dacă veți primi o propunere de revocare a doamnei Chioveși de la domnul Tudorel Toader, sau vedeți în acest moment elemente pentru revocarea doamnei Chioveși? Și aici vreau să vă întreb, pentru că ați primit de curând un raport de la Parlament care face referire inclusiv la doamna Chioveși, și acel raport după analiza Comisiei pentru alegerile prezidențiale, care spune că doamna Chioveși, da, pe atunci procuror general, a fost acasă la un om politic și a intervenit în alegeri. Da, am primit acel raport, este în studiu. Mulțumesc. Și eu. Bună seara, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Bună seara. Domnule președinte, ministrul Justiției a spus în declarația de astăzi că la preluarea mandatului a primit promisiunea că nu vor exista presiuni politice în deciziile sale și acest lucru se respectă și acum. După întâlnirea pe care ați avut-o astăzi și cu doamna prim-ministru și cu domnul Liviu Dragnea, aveți, împărtășiți opinia ministrului Justiției, aveți încredere că această analiză a activității DNA și a conducerii DNA se va face fără presiuni politice? V-am relatat care a fost poziția doamnei prim-ministru în toată discuția pe care am avut-o în această după-amiază. Nu mi s-a părut că se fac presiuni asupra ministrului Justiției. Deci aveți încredere că decizia lui Tudorel Toader va fi una obiectivă și nu una politică? Este un profesionist renumit și cu siguranță poziția cu care va ieși atunci când va ieși va fi bine fundamentată juridic. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună seara, Robert Kiș, Antena 3. Bună seara. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb în legătură cu declarația pe care a făcut-o aseară doamna Chioveși și în care spunea că inspecția judiciară a declarat ca fiind false acele înregistrări în care ea ar fi cerut să se ajungă la premier, acele înregistrări celebre cu decaparea. În realitate, inspecția judiciară a declarat contrariu. În opinia dumneavoastră, ce legitimitate mai are un astfel de șef al unei structuri publice în condițiile în care a mințit public în legătură cu un document oficial? Cred că vă referiți la chestiuni din auzite, așa ceva nu comentez. Nu sunt din auzite. Procurorul șef DNA spunea că acele înregistrări în care se cerea decaparea dosarelor Cred că vă amintiți că nu comentez spusele altora. Îmi spun propriile lucruri. Înțeleg, dar atunci cum comentați sau ce opinie aveți în legătură cu faptul că un șef de instituție minte în mod public? Nu comentez deloc. Nu văd unde e minciuna și nu știu la ce vă referiți. Eu nu urmăresc. Un lucru spune doamna Chioveși și al lucru spune inspecția judiciară. Acolo este minciuna. Mulțumesc, dacă... Mai are altcineva o întrebare? Bună seara, Florin Pușca, știri pe surse.ro. Domnule președinte, atât dumneavoastră cât și doamna Chioveși vă referiți la un atac concertat al penalilor asupra justiției. În România, corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Aș vrea să vă întreb dacă ați primit informări din partea serviciilor cu privire la această operațiune concertată de asalt asupra justiției. În cazul în care n-ați primit, nu vi s-ar părea că ar fi o problemă, având în vedere, cum spuneam, că este o amenințare la adresa Siguranței Naționale. Da. Aceste informări pe care le primesc de la servicii au antetul secret sau strict secret. Nu v-am întrebat. Știți bine că nu pot să nici să confirm, nici să infirm astfel de lucruri. Atunci, dacă nu trebuie să răspundeți, v-aș întreba de ce l-ați chemat și pe domnul Dragnea astăzi la discuții, având în vedere că și dânsul este un penal conform definiției dumneavoastră și vorbeați despre colaborarea cu guvernul. Domnul Dragnea nu face parte din guvern. Sau, dacă ați dori să vorbiți și cu șefii Parlamentului, de ce nu l-ați chemat și pe domnul Trician? Deci trebuie să corectez un pic, apropo de chemat, cu ocazia festivității de investitură, am fost întrebat dacă după câteva zile de exercițiu al funcțiunii de prim-ministru
voi fi de acord să avem o întâlnire între noi trei. Și am fost de acord și astăzi am avut această întâlnire. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara, Crișan Andreescu, DC News. Domnule președinte, ați reușit să parcurgeți stenogramele care au apărut în media în ultimele zile? Nu. Și nu sunteți interesat de a le urmări? Nu. Și a doua întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, ce așteptări aveți în momentul de față de la domnul ministru Tudorel Toader? Mai repetați, vă rog. Ce așteptări aveți? Ce așteptări? Da. Așteptările uzuale pe care le am de la un ministru profesionist. Adică să trateze domeniul cu maximă seriozitate, competență, profesionalism și curaj. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara, Sebastian Zacman, Ziarul Adevărul. Bună seara! În contextul în care vedem acest atac al unor lideri PSD și a altor parlamentari PSD la adresa DNA și a șefei DNA, regretați faptul că ați acordat a treia șansă PSD-ului de a intra, de a rămâne la guvernare, de a guverna țara după alegerile din 2016? Este un pic de vreme pentru evaluare. Vă dați seama că astăzi am avut prima întâlnire cu doamna prim-ministru de când a fost investită și va mai dura chiar un pic până când se poate face o analiză a guvernării. Și un mic amănunt de culoare, dacă ne-ați putea oferi, din discuția de astăzi cu domnul Dragnea și cu doamna Dăncilă, cu cine ați discutat instituțional mai mult despre Ministerul Justiției și DNA? Cu doamna Dăncilă sau cu domnul Dragnea? Despre Ministerul Justiției am discutat cu doamna prim-ministru, în mod natural și evident. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara, Cristina Caliu, Realitatea TV. Am remarcat că ați spus că ați avut prima întâlnire cu doamna premier. Da. Observ o schimbare a discursului în ceea ce privește relația instituțională cu puterea, la fel am observat și o schimbare a discursului celor de la putere. V-aș întreba dacă ați condiționat cumva această bună colaborare instituțională cu puterea. Nu știu exact în ce sens înțelegeți dumneavoastră dacă am condiționat buna colaborare. Eu am colaborat cu toate guvernele. Poate. Și har Domnului am prins suficiente. Cred că rolul președintelui este și acesta, să înlesnească colaborarea cu guvernul pentru a rezolva problemele țării, nu pentru a le complica. Asta, desigur, în măsura în care guvernul abordează cu seriozitate și competență toate chestiunile de care răspunde. Mă refeream, de exemplu, la bunul mers al justiției, la modificări legislative la care dumneavoastră țineți. Repetați, vă rog, că nu v-am auzit. Mă refeream, de exemplu, la condiționări de genul bunului mers al justiției sau la modificări legislative la care dumneavoastră țineți și de care ați vorbit în repetate rânduri în trecut. Cred că nu trebuie să amestecăm lucrurile prea tare. Nu am vorbit despre legile justiției, nici n-am de gând să vorbesc cu premierul despre o chestiune care este de mult în cu totul altă fază. Legile justiției sunt în faza în care au fost contestate la curte, retrimise la Parlament și la momentul oportun voi face declarații publice despre intențiile mele. Nu am nevoie de sfatul guvernului în această chestiune și nici de colaborarea sau necolaborarea guvernului. Și dacă îmi permiteți o precizare, pentru că nu ați răspuns colegilor mai devreme, v-aș întreba dacă este corect să spunem în momentul de față, din ce ați vorbit până acum, că nu o veți revoca pe doamna Chioveși, având în vedere că sunteți mulțumit de activitatea DNA și ne spuneați că dacă va fi nevoie veți avea o întâlnire cu dumneai și cu domnul Toader și dacă va fi nevoie și de o întâlnire între ei. Asta cu revocarea, constat că este o preocupare intensă în spațiul public. Momentan, sincer, nu văd motive de revocare, dar s-ar putea să existe unele pe care nu le cunosc eu și pe care le cunoaște ministrul justiției.
În acest caz, cu siguranță, domnul ministru va veni extrem, extrem de bine documentat dacă ar solicita așa ceva. Încă o dată, acum nu cunosc motive de revocare. Cum s-a aflat că nu a existat niciun control ADN altul decât cel din vara anului trecut, despre care nu s-a mai auzit mare lucru, probabil s-a terminat cu bine. Nu a existat nici măcar o discuție la nivelul conducerii DNA. M-ar surprinde că așa, quasi peste noapte, să apară motive serioase și bine fundamentate pentru o ipotetică solicitare de revocare. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara, în cazul Digi24. Bună seara! Aș vrea să vă întreb, pentru că e o întrebare la care nu ați răspuns. În momentul învestirii guvernului Dăncilă, ați avut o discuție cu președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Ce ați discutat în acele minute? Am avut, într-adevăr, o discuție scurtă și confirm cele relatate la momentul respectiv în spațiul media. A fost o discuție scurtă în două puncte despre vizita mea pe care urma să o fac la Bruxelles, foarte scurtă, și am convenit această întâlnire cu doamna prim-ministru. Cum vedeți finalizat acest scandal din jurul Direcției Naționale Anticorupție? Cum îl văd finalizat? Se va finaliza singur. Încă după un timp lucrurile vor merge mai departe. Nu știu câte casete și câte ore de înregistrări o să mai prezinte cei care le-au prezentat până acum, dar nu contează. Acest film l-am mai văzut acum, cred că aproximativ un an de zile, tot așa, cu un inculpat care a dispărut și au început să apară casete de înregistrări și alte lucruri. Eu cred că aceste chestiuni trebuie lăsate justiției pentru clarificare. Dacă îmi permiteți încă o întrebare, au mai fost alte dezvăluiri pe care le-a făcut și Liviu Dragnea? Chiar va fi deschisă o comisie de anchetă în Parlament referitor la Serviciul pentru Protecție și Pază. Lucian Pahonțu este acuzat de președintele PSD că ar fi creat ar fi folosit această instituție pentru a obține informații în mod ilegal despre demnitari. Am auzit vehiculându-se astfel de chestiuni în spațiul public, mie nu mi-a relatat așa ceva. Dacă veni vorba, am o opinie destul de clară și despre SPP și activitatea SPP-ului, începând de la director până la ultimul angajat. SPP-ul este un corp de profesioniști care fac o muncă foarte bună, foarte grea, îi apreciez pentru munca pe care o depun și nu numai eu, și mulți alții îi apreciază. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite apelează frecvent la SPP pentru protecția unor demnitari care sunt trimiși în zone complicate. Parcă și în Parlament există așa o intenție de a forma ceva, un fel de comisie, pentru a verifica această activitate. Activitatea SPP-ului și a conducerii SPP-ului este analizată de CSAT. Iar acest demers în Parlament mi se pare, dacă îmi permiteți să mă exprim un pic mai informal, așa, o aflare întreabă politicianistă. Fiindcă dacă s-ar fi vrut să se analizeze activitatea SPP-ului, se putea face fără probleme în comisiile de apărare, conform legii. Poate puteți lămuri o întrebare care circulă în spațiul public. Dacă dumneavoastră ați primit informații de la Lucian Pahonțu, informații care să nu fie, să exceadă cadrul legal.
Nu, nu am primit, nici n-am solicitat astfel de informații sau informări. Eu am o relație instituțională bună, corectă, cu toată lumea din subordinea mea și nu i-aș expune la așa ceva. Bună seara, Ionesc Iulian, Ecopolitic News. Dumneavoastră ați afirmat că sunteți mulțumiți de activitatea DNA-ului. Legat de activitatea DNA-ului, dumneavoastră, în decursul acestor ani, ați venit și cu o strategie națională de apărare în care ați inclus problema defrișărilor. Cum considerați că, sau tot la fel de bună este activitatea DNA-ului în momentul în care de atâția ani se discută, există plângeri la nivelul Direcției Naționale Anticorupție și nu există niciun dosar legat de tăierile ilegale, de tot ce înseamnă această problemă la nivel național? Eu mi-amintesc de o afirmație a doamnei ministru Pană, înainte să plece din motive de sănătate de la minister, că lucrurile au luat o turnură foarte pozitivă și că aceste defrișări ilegale sunt sub control și datorită legii promovate de domnia sa. Am luat aceste chestiuni de bune. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule președinte, având în vedere că nu, s-au exprimat mai multe întrebări vorba de o întrebare. Păi dumneavoastră da, v-ați epuizat timpul de întrebare. Bun, mulțumesc. Ceilalți colegi au avut mai multe mulțumesc întrebări. Domnule președinte, potrivit articolului 80 alineatul 2 din Constituția României, care se numește specific rolul președintelui, adică rolul dumneavoastră, alineatul 2 spune că trebuie să vă exercitați rolul de mediator atât între puterile statului cât și între autorități și societate. Societatea discută de câteva săptămâni despre niște lucruri petrecute în niște instituții de parchet și mă refer aici la Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, în care atât justițiabilii, nu penalii, cât și procurorii discută despre niște probe false care ar trebui să existe în dosarele penale. Aș vrea să vă întreb, pentru că certificarea acestor probe false este făcută atât în ordonanța procurorilor DNA Ploiești, cât și în încheierea instanțelor de judecată. Aș vrea să vă întreb, ca mediator în societate, între societate și puterea judecătorească, dacă considerați că buna funcționare a justiției, echilibrată, independentă, stă în prezentarea în instanțe de probe false, domnule președinte. Mulțumesc. O întreb pe doamna consilier de stat Bârsan dacă mai sunt colege sau colegi jurnaliști care nu au pus acea întrebare, să-i îndrume spre microfon. Mulțumesc. Deci nu îmi răspundeți la această întrebare referitoare la probe false prezentate în instanțele de judecată de către procuror, domnule președinte, adică acuzarea reprezentanții statului român, pe care îi reprezentați și dumneavoastră. Bună seara, Cătălina Mănoiu, Agenția Mediafax. Ca să nu fie niciun dubiu, aș vrea să vă rog să ne precizați ce anume înseamnă sintagma niște penali și să ne spuneți dacă președintele PSD Liviu Dragnea poate fi considerat penal. Mulțumesc. Aceste chestiuni le-am explicat cu alte ocazii și mai devreme astăzi. Mulțumesc. Oana Bâlă, Radio România. Domnule președinte, în contextul ultimelor evoluții de pe scena politică, dar și după întâlnirea pe care ați avut-o astăzi cu premierul și cu președintele PSD, cât de aproape sunteți de declanșarea acelui referendum pe tema justiției pe care l-ați anunțat încă de anul trecut? Mulțumesc. Deocamdată cred că trebuie lămurite legile justiției care sunt în procedură parlamentară, respectiv de punere de acord cu decizia Curții Constituționale. După aceea vor ajunge probabil la mine, după care, dacă mai sunt neclarități sau puncte unde e nevoie de aplicare asupra
unei modificări, voi face anunțurile respective și după aceea, dacă este cazul, putem să discutăm și de altceva. Mulțumesc. Bună seara, domnule președinte, Cătălina Matei, Agerpres. Domnule președinte, în mod punctual, în cazul în care va exista o cerere de revocare a procurorii șef din partea ministrului, veți ține cont de avizul consultativ al CSM-ului? CSM-ul s-a dovedit a fi o instituție foarte dedicată, cum și în Constituție scrie, în sensul garantării și întăririi independenței justiției. Și ca atare, iau toate demersurile CSM-ului foarte în serios. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc o seară bună!